Bună, prieteni, sunt Eri Mocanu de la organizația EBS și în această seară vin cu al doilea filmuleț pentru că este o chestie bună, o informație bună, care probabil foarte mulți dintre voi vă bucurați să auziți acest mesaj pe care am acum în al doilea film din această zi să vi-l prezint. După cum vedeți și în titlu, aici jos scris frumos, scrie Niedersachsen, de Paște, de Sfântele Paști, puteți vizita familia și prietenii. Da, este, după cum spune pagina Newsday, este adevărat. Deocamdată ei s-au luat după o informație ce a pus-o ziarul Bild. Eu pe pagina Bild nu am găsit această informație, dar rămân la informația care o spune acest ziar Newsday. Vreau să spun că nici pe pagina Niedersachsen de ei nu am găsit informația asta. Cum am spus, ne întoarcem și rămâne la Newsday. Ce spune Newsday? Newsday spune clar că în perioada Paștelui, în acest weekend care va fi acum Paștele Catolic, puteți să vă vizitați familia, prietenii și cunoștințele bune. Cum s-a ajuns la această informare sau ce spune exact acest ziar, vreau ca să vă prezint acum și ne ducem pe pagina ziarului Newsday, după cum am spus. Neue Coronavirus-Regel in Niedersachsen. Osterbesuche in einem Bundesland erlaubt. Twitter-User fassungslos. Bun. Deci, după cum se vede, este un singur land care lasă această vizită. Hai să vedem ce spune textul. So, Coronavirus Niedersachsen erlaubt Osterbesuche von Familie und Freunde. Pentru că Niedersachsen se lasă vizita în perioada Paștelui pentru familie, pentru neamuri și prietenii buni. Wie aktuell unter anderem bei dem Bild zu lesen ist, nu am găsit, cum am spus, hat Niedersachsen die Besuchsregel pünktlich zum Osten aufgeweicht. Că Niedersachsenul chiar acum înainte de Paște au lărgit un pic legea care a fost în vigoare până acum de interdicție de a se întâlni persoane cu persoane care nu locuiesc în aceeași locuință. Asta a transmis doamna Claudia Schröder, care face parte din Comitetul de Coronavirus din Niedersachsen, către Bild. Demnach dürfte ab sofort nicht nur Verwandte, sondern auch enge Freunde empfangen werden. Ea a transmis, doamna Claudia Schröder, din Comisia Coronavirus, a transmis că în perioada Paștelui nu numai neamurile se pot vizita și persoanele importante, prietenii importanți. Die neue Corona-Regel gelten nach Angabe von doamna Schröder auch für Heim- und Krankenhausbesuche, allerdings nur în bestimmte fele. Se spune că în această perioadă de Paști se poate vizita și persoanele care sunt într-un cămin de bătrâni, într-un heim, și persoanele care sunt internate în spital. Dar și acolo există unele restricții. Depinde de ce boală are, depinde pe ce motiv este, dar există posibilitate. Tot așa, de exemplu, se spune că și persoanele sau mamele care sunt chiar în sala de naștere pot să fie vizitate în această perioadă. Demnach sei es unter anderem erlaubt, sich von sterbenden Menschen zu verabschieden. Este voie să vizitezi și o persoană care este pe patul de moarte. Și acea persoană poate fi vizitată acum în această persoană. Auch Trauerfeier und Hochzeiten dürfen wieder stattfinden. În această perioadă se poate face și cununiile. Sunt aprobate, se pot face, sau să țineți pomana, dacă este timp să o perioadă și trebuie să țineți o pomană pentru cineva, se poate face. Dar atenție, aceste întâlniri nu are voie să conțină mai mult de 10 persoane. Deci dacă aveți de gând să vă cununați, de exemplu, atenție la nuntă, nu are voie să fie mai mult de 10 persoane. Voi, nașii, probabil părinții și s-a ajuns la 10 persoane. Cam acolo este. Deci atenție mare de tot. Tot la fel este și la pomană.
sau la alte întâlniri care le faceți, chiar și dacă vă vizitați familia, atenție, în locuință nu are voie să fie mai mult de 10 persoane în acel moment. Deci, atenție mare de tot. Ce rămâne interzis este vânzătorii de flori, aia nu au voie ca să apară încă pe străzi, și de astăzi, începând de astăzi, că astăzi este miercuri, au voie să se deschidă firmele sau serviciile auto care spală mașini. Pentru curățarea mașinilor au de astăzi dreptul să-și deschidă porțile. Aceasta este regulă care s-a dat liber în Niedersachsen. De ce s-a ajuns aici? S-a dat pentru că pe Twitter au început cei din Niedersachsen să facă mult scandal, să se lege de politicieni, și de aceea s-a ajuns la această lărgire de lege pe care a fost până acum, că nu aveai voie să ieși din casă doar pentru cumpărături sau doar să mergi la plimbare și nici într-un caz să nu te întâlnești cu altă persoană care nu locuiește cu tine în casă. Deci asta este foarte bun. Aici după aia mai departe vorbește de Twitter, ce mai este, cine dorește, o să pun jos în descrierea acestui video, o să pun și ce spune celelalte landuri, de exemplu, după cum se vede, Baden-Württemberg cu te lasă să mergi dacă mai ai în regiunea Baden-Württemberg al doilea apartament, te lasă să te duci la el și să-ți petrești Paștele acolo. Pentru asta, de exemplu, în Baden-Württemberg, dacă locuiești și vrei să mergi în Pădurea Neagră, pentru că este o regiune foarte renumită și multă lume merge acolo, nu este interzis să mergeți în vizită în Pădurea Neagră, dar vă roagă conducerea Baden-Württembergului să nu mergeți, pentru că în perioada asta se va strânge multă lume unul lângă altul și de aceea nu este bine. În rest, în Bayern iară rămân toate restricțiile care sunt. Berlinul müssen eigentlich in der Wohnung bleiben, deci în Berlin chiar trebuie să rămâi în casă. Dacă vrei să ieși din casă, trebuie să ai un motiv foarte, foarte bine întemeiat, să spune aici. Deci, așa toate le puteți citi pe pagina news.de, când le voi posta eu imediat în descrierea acestui video. Eu, dragi prieteni, acest filmuleț a fost făcut scurt pentru informare și de informare a cetățenilor din Niedersachsen. Mă gândesc că este o veste bună, deci puteți să vă vizitați neamurile, nepoții și prietenii buni. Scrieți-mi în comentariu jos ce părere aveți voi, cum credeți că este la voi în regiune, este bine că este așa făcut în Niedersachsen sau totuși există un risc? Părerea mea este un risc mai departe care s-ar putea să pornească din nou împrăștierea virusului și promovarea lui de a se duce în populație. Scrieți-mi jos la comentarii părerea voastră, ce spuneți voi. Este păcat că nu este la voi în regiune așa liber sau e mai bine că nu este? Eu vă mulțumesc și ne vedem la următorul video. Ciao!